Domnul primar are o colaborare deosebită cu mine, deci de când am venit sunt 5 ani și de atunci am început câteva proiecte foarte frumoase la nivel de comună. Cred că nu este an să nu avem finale jucate pe județ din atâtea comune, chiar câștigate. La fete avem fotbal feminin, în 5 ani am câștigat județul de 3 ori, adică sunt multe rezultate. De fiecare dată domnul primar, de câte ori am sunat, n-a fost nicio problemă cu organizare, susținut din toate punctele de vedere. Materiale, echipament, 2 terenuri sintetice cu bază sportivă și am înțeles că urmează și o sală de sport, să sperăm, că asta ne-a ajutat pe timp de iarnă foarte mult. Domnul primar ne-a spus un secret, dânsul a fost profesor de sport în tinerețe și atunci cum este să-i urmezi ca profesor de sport aici la Casincea? Nu știu, cred că am avut multe de învățat și ca om și ca sport. Mi-a povestit foarte multe întâmplări de când era dânsul profesor și cred eu că e un lucru extraordinar că am ajuns aici. Nu mă așteptam să fie așa, dar parcă nici n-aș mai vrea să plec, să-i calc pe urme. Câte echipe aveți în momentul de față și care sunt specializările lor? Avem fotbal feminin, echipele de la Cupa Satelor, este o competiție pe stadion, se joacă, dar separată de școală. Echipa de fotbal băieți, echipa de fotbal fete și la 1-4 și la băieți la fel de 1-4, deci și la clasele mici avem echipe de fotbal care participăm. Avem Cupa Timbarc, foarte multe competiții. Acum vineri am avut la Baia Cupa 1 decembrie, unde am câștigat detașat la toate sporturile, am câștigat locul 1. Și sunt foarte pasionați, ambițioși. Copii buni? Da, 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 da. Este o școală, zic eu, copii deosebiți. Sunt atrași de sport foarte mult, dar și pentru că au condiții foarte bune. Credeți că unul dintre ei poate să facă performanță, să ajungă mai departe la echipe județene sau naționale? Din ce am văzut eu la băieți, cel puțin 3-4 copii, cred eu, că ar putea să joace cu pregătirea necesară la Liga 2-a, 3-a, fără nicio fel de problemă. Îi susțineți în sensul ăsta? Da, chiar am avut un meci la Tulcea anul trecut și domnul de la Viitorul Constanța a spus că avem copii foarte buni, talentați și că ar trebui cu părinții împreună să încercăm să-i dăm la grupele. Ați văzut că au foarte multe grupe la Viitorul, sub 15 ani, 14. Da, dacă se poate și cred eu că e cineva cu calități, zic eu că o să-l ajut, o să facă în așa fel încât să încerce măcar să-și ducă visul mai departe. Echipele de fotbal feminin sunt puțin mai rare, nu le vezi atât de des. Cum ați reușit să faceți o echipă aici? Sincer, nu știu cum să zic, dar am fost printre primii din județ care s-au gândit la chestia asta. Eu am fost la altă școală până acum 5 ani și am luat locul 3 pe țară cu acea echipă, dintr-un sat, practic, un sat foarte mic, am ajuns până pe țară, locul 3. Și de atunci am tot făcut echipe foarte bune. V-am zis și aici, am jucat finale, ne-am calificat pe zone, am luat locul 2 pe zone, adică am reprezentat cu succes școala gimnazială Casincea. Mărturie a realizărilor noastre sunt, le-ați văzut și dumneavoastră, stau diplomele și cupele. Copiii noștri sunt motivați, deci acest lucru se întâmplă că sunt sprijiniți, sunt dirijați, sunt motivați de un profesor care se dedică și toți la rândul nostru ne punem umărul și îi sprijinim sub acest aspect. Alexandru, te uiți aproape pe asta, da? Urcă Gabi cu ea. Pleacă Gabi în centru acolo, că n-are unde să-ți dea. Atunci când te gândești la sport, care e primul lucru care îți vine în minte? Ce sport îți place? Care e sportul tău preferat?
Sportul meu preferat este fotbalul. Da? Ce performanțe ai obținut până acum? Am luat o medalie, da, și multă pasiune. Da, ai participat și la Cupa Satelor anul trecut? Da, am participat la Cupa Satelor. Am ajuns cu echipa până în locul 2, am luat. Deci aveți o echipă bună. Foarte bună. Da. Și ce vrei să faci mai departe? Vrei să devii fotbalist? Vrei să te duci la o echipă cunoscută? Da, aș vrea. Unde vrei să te duci? Nu știu, oriunde. Da. La o echipă să fie, foarte bună. Faci și handbal, faci și fotbal. Care dintre ele îți place cel mai mult? Păi, joc de mai mult tip fotbal, dar pot să zic că mă pricep mult mai bine la handbal, gen... Mi se pare mult mai feminin. Da? Ai aici toate condițiile? Am văzut că aveți teren frumos amenajat de primărie. Da, avem chiar foarte multe condiții pentru a juca fotbal la fiecare oră și handbal. Da? Ce performanțe ați obținut cu echipa până acum? Păi, chiar săptămâna trecută am avut un meci de handbal unde am câștigat și am primit chiar și o cupă. Am avut 3 meciuri și le-am câștigat pe toate 3. Ce faci? Vrei să mergi mai departe cu sportul? Păi, la liceul meu nu știu dacă va fi o echipă de fotbal sau handbal, dar aș vrea să fac în continuare. Dacă ar fi să alegi între ele, ce ai alege mai departe? Cred că handbal mă definește mai mult. Vrei să devii fotbalist mai departe? Cred că da. Am auzit că anul trecut ați ajuns până la Cupa Satelor cu echipa. Cum a fost competiția? Păi am avut emoții și ne-a plăcut foarte mult. Până unde ați ajuns? Ce loc ați obținut? Pe locul 2 anul trecut. Da. Și anul ăsta? Anul ăsta am ajuns pe locul 1. Repede pe asta, Gabi, dă mai repede acolo.